Bine ai revenit, Nicoleta! Bine, dar câtă energie! Îmi place tare mult energia ta, să știi. Păi ne-a spart! Eram aici la masă toți, cu tremurați de cât energie. Eu mi-am dat seama că voi tot aud Regino. Știi ce sunt eu, fetiță? Ce ești? Împărăteasă. Bagă pe Google 3 ianuarie și o să vezi că este ziua împărătesei. Nu! Chiar e ziua împărătesei, 3 ianuarie. Feminitatea perfectă, ideală, seducătoare, vă fac praf. Tu ești. Ce-a fost aia în fața? Ce era ăla? Repetat. Vrei tu să vii să repete mișcarea, că vrea să-l vețe măta mare cum era. Da, hai. Facem și noi cu ea. Da, hai. Haideți. Nu înțeleg ce e asta. Arată urât. 3, 2, 1 și dai. Ce e asta? Arată urât, n-arată bine. Păi, dar ce e aia? Ce-o făcea? Păi ce-a pus-o? N-a făcut așa, nu-i adevărat, s-a lăsat bine, jos, a făcut. Măi, fetiță, a făcut așa. Mai arată-le, Nicoleta. Dar n-a făcut așa. E, da, cum n-ai făcut asta? Dă-te, dragă, la olandă. Mai bine, o dată, că nu te-ai văzut. Cu arc. Exact, cambrat, frumos. S-a cambrat concurenta la cameră. Măi, dar fii atentă. După scaune, oricum nu te vede nimeni, Raluca, dar mă rog. Păi de-aia m-am băgat acolo, o să se vede că nu prea am arc. Auzi, fiete, nu ești împărăteasă, ești țarină, fetiță. Țarină sunt! Țarină! Țarină, da. Așa. Da. Chiar povestea ținutei? Merg la concertul la Ariana Grande, după cum s-a și înțeles. Mamă, ce obosită aia de Ariana. Este una, no, nimic, o să te contrazic, bă, este una din cele mai bune voci din nimic. Momentul actual. Ariana Grande! Mie îmi place, Raluca, îmi pare rău, nu putem să defilăm doar pe chilafonic. Dar lasă-mă, eu am înțeles lucrul ăsta, dar de la... Ariana da, Maria Grande. Dragomiroi, o Sofia Zicovianca, un bună seara creștini. Noi suntem niște creștini ortodoxe. Pe o Amanda Lear, pe o Polly Tyler. Lasă fata, e foarte bine, e alegerea ta. Hai să vedem ce-ai făcut. Ariana Grande. Da, Anca Țurca și eu, Dana Barțăr și Dan Kraimerman. Dansul este viața mea. Aia e Silvia Dumitrescu. Silvia Dumitrescu, mă rog. Ia haioșică și aia venise punk din Olanda. Cred că a prins-o aia cu niște ceva ori în bagaj acolo la aeroport pe Otopeni când a venit, că prea era exploată, venit să n-olă în zilele alea. Dar nu, că nu bagă de fapt până la capăt. Dar n-ați vrea mai bine să vorbim despre concurenta Nicoleta? Uite, surprinzătoare povestea. Deci ia să duce la concert. Oana Sârbu! Am înțeles! Liceenii! Da, Cerbul de Aur, Mamaia, știu, dar totuși revenim 2021. Așa, cum am spus, merg la concertul la Ariana Grande împreună cu prietenele mele. S-au vândut biletele. Și am zis să abordez o ținută confortabilă, pentru că o să stăm foarte mult în picioare, care? O să dansăm și o să cântăm. În primul rând? Și atunci, te duci în primul rând, exact, da? Bineînțeles, că dacă îmi dă microfonul să îi arăt cum se cântă. Ia microfonul, dai fizic! Dai drumul! Nu, păi nu ăsta, unul real! Păi n-am real! N-ai real? Dar fă frumos! Fă frumos, Daniel, că microfonul ăla și are o cădere a lui! Cum era pe vremuri la Mamaia? Da, nu se mai cânta așa, să știi, chiar nu se mai cânta așa. Nu, este o manieră festivalieră destul de învechită. Bine, acum trebuie să mai cânt, dacă mă întreb, dar în sfârșit, da. Da, ia. Iată microfonul. Iată concurenta. Nu mai știu textul, dar nu la asta. Nu le știu, dar iată, ne pregătim, iată, cântăm. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Something about you. Băi, băiatule, asta mică. Stați așa. Băi, Nicoleta, nu că. Nu intrați în vibrații. Așteptați puțin, Olga, continuă. Ia, vină încoa, hai. Mama mea. Dar rusește cântați ceva. Așa, cu papuci ăștia mici. Așa, da, nu-i bai. Ia acolo, așa. Cântă tu vocea principală. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Something about you makes me wanna do things that I shouldn't. Dar eu am vrut să zic ceva. Bravo! Și acum Mădălina Pamfile. Mădălina Pamfile, All I Want for Christmas is You. În română. Nu sunt cântăreț. Te vreau sub brad. Iar noi ne reîntoarcem la concurentă, la ținută, la poftă. Băi, băiatule, îmi place mult Nicoleta, nu că vreau să stau cu ea acasă. A, super, Doamne ajută, în sfârșit îți convine ceva.
Ia cântă și eu pot să ajută să se îmbrace. Și cu Olga cum rămâne? Și ne înțelegem Olga, bine, nu? Ne-am făcut deal, deci, gata, am bătut palma. Am înțeles, bine. Deocamdată vorbim cu fetele. Anda? Suntem trei bombonele azi în platou. V-am văzut, da. Colorate, ea, eu și... și Carmen. Noi nu, nici nu ne-am vorbit și pe că am venit cu verde amândouă. Îmi place că e foarte pozitiv. Știi că eu port șapcă mult. Da. Ador, chiar acum pe drum am avut o șapcă în cap. Da, eu aș fi ales altă culoare și îmi place sacou. Aș fi ținut sacou cu altă combinație în jos și cu altă șapcă. Să șapcă și altă combinație. Ok, am pe înțeles. Pe ea sau pe altcineva, Anda? Pe ea, pe ea. Corpata aia de culoare, că îmi place, roz bombon, așa, suntem bomboane în studio, dar aș fi făcut altă combinație în partea de jos. Poate aș filmez pe închis tot, doar sacou colorat, șapca neagră, poate un mesaj cool pe șapcă, să-l și transmis la public, da, la ce juriu. De exemplu, uite, făceai șapcă cu Bravo, Bravo Amstil, știi? Să faci șapcă singură. Uite, Bravo, idei peste stil. Idei peste idei, inspirați-vă, fetelor, dar și voi cei de acasă, deocamdată vedem ce spun jurații despre ținută în fața lor, Nicoleta. Foarte modernă această piesă. Silvia Dumitrescu. Dana Barță. Aia, Silvia Dumitrescu. Silvia Dumitrescu. Ah, Silvia Dumitrescu, o pupăm. O pupăm. Da. Fii atent, Nicoleta. Hai o șel, vopsițică cu o fățică. Avea niște de-alea, niște... Foarte da, modernă. Ea era definiția modernității. Nicoleta, nu că... ținutate, îngroapă cu totul. Inutil să spun. Deci, efectiv... Tu alergai după tramvai, nu l-ai prins în stație, ți-ai aruncat unul hainele că erai în azi e pe transport deci, public. Te îngroapă. Băi, e mică la metrou mai devreme. Da, te îngroapă cu totul, deci... Auzi, așa, a aruncat cineva hainele și le-ai pus pe tine. Da. Ești o tipă mișto, arăți foarte bine, am o singură sugestie. Deci ai o voce divinisimă, trebuie să faci ceva cu ținutele, cu hainele, cu styling, cu tot ce vrei tu. Însă, am o sugestie, nu știu ce teme veți avea în stările concept, nu știu ce teme veți avea. Dar aș vrea să te văd Aguilera în burlesc. Oh, și eu vreau okay. să văd asta. Păi da, eu vreau să vă pe ea acum. Care a zis că vrea să vadă asta sau? Eu vreau mult să văd asta, da. Ai o mie mi-am amintit mai degrabă de Aguilera, să știi. Nu știu cu Ariana Grande a fost, asta. A fost... am fost fana ei înnebunită foarte mult. Să știi că și la alegerile vestimentare pe Teste Wisnaf nu a fost o artistă prea bine îmbrăcată, dar m-aș mai inspira pe aici, pe acolo. Pentru okay, că mie da, îmi place mulțumesc. Aguilera. Măi, ținută de astăzi nu e bună, tu ești mișto rău de tot, Nicoleta. Mulțumesc. Do something. Nicoleta, cromatic ești bine. Îmi este foarte ușor să te fotografiez, niciuna dintre culori nu o să se evidențieze. Ești foarte bine din punctul ăsta de vedere. Pantalonul este prea larg în partea de jos pentru masa musculară pe care tu o deții. Și astfel pare că te îngroapă. Aș fi schimbat pantalonul cu un mini jup. Înțelegi? Okay. Da. E doar opțiunea mea personală. Pentru că așa te-aș fi văzut foarte bine. Și aș fi văzut tonusul tău muscular. Eu țin foarte mult să vă văd. Dacă aveți calități, să le arătați. Să le pot capta. Dacă alegeți culori din astea mai puternice, cum ai ales tu pe sacou și bustieră, nu merge cu ceva care le anulează forța, cum ai făcut cu pantalonul. Fie alegeai un pantalon sau o fustă sau un ce vrei tu într-o nuanță fix identică și atunci făceai un color block, fie mergi ceva care complimentează definiția acestei culori. Adică nu poți să-mi pun acest roz strident pe care îl ucid după aia cu o nuanță destul de incertă, care nu e nici mov, nici lila, nu e nici fluo, dar nu e ni... adică nu e nici bilă, nu e nici trilă. Eu aș fi mers pe o culoare identică, dacă vrei. Aș fi găsit o culoare identică. Au revenit în forța aceste genți foarte nouăzeciste. Intenția pe care tu ai făcut-o în ținută este aceea de styling haios, de styling tineresc. Voios, tineresc, vesel. Adică ăsta se vrea tineresc, se vrea haios, dar nu e terminat. E nici căcă, nici căcă. El ți-a dat o sugestie foarte bună cu fusta, care trebuia să fie foarte scurtă, o bocancă, atâtica, să fie o micro, mini, tiny little fustă. Păi, dar ce să mai pun dacă e atât de mini? O puneai, Nicoleta, de ce să nu o pui?
așa îl îngropi. Cum a zis măta mare, și noi nu suntem colivărese. Azi n-am stil. Mulțumesc. Aleu, Siraluca și Tibi, wow. Mulțumesc. Asta e și mâine e o zi, Nicoleta. Important e să învățăm. Vorbește cu cei de acasă, te rog. Dragilor, dacă vouă v-a plăcut ținuta de astăzi, aștept votul vostru cu indicativ 4 la 1206. Mulțumesc tare mult! Legat de ceea ce au spus jurații, le dau dreptate și nu. În sensul că, până la urmă, moda și stylingul sunt ambele subiective și este o chestie de preferințe până la, în multe situații. Cu siguranță, am venit, tocmai pentru că am venit aici să învăț despre asta, voi lua notițe, voi lua aminte despre, de ceea ce mi-au spus jurații și voi ține cont pe viitor să evit poate hainele sau să evit mai multe haine oversize împreună, tocmai pentru a evita acest efect de îngropată. Deci să învățăm... Cum? Nu știu. Așa. Zic că deci, ai zis chiar o pășare. Zisă, asta e mișcarea nene. Nene. De la Nicoleta Nucă. Mâine. Ai înțeles? Bă, nene. Deci... Să învățați mișcarea nene. Mișcarea nene trebuie să fie aprobată de voi. Păi da, e foarte, e cu acuire. Mișcarea nene este asta, pără că fac doi zolta, nu că. Ușor, te pleci, ar. Ai înțeles? Da. Ai neneu. Neneu.